Președintele Vladimir Putin pare omul care nu mai are nimic de pierdut, a ajuns până la amenințarea cu bombe nucleare. Cât de reală vi se pare o astfel de amenințare? Avem de ce să ne Vă temem? spun o părere pur personală și care nu vreau să o justific, dar pot să o enunț. Îl cred în stare. Îl cred în stare. Nu are ce pierde din punctul meu de vedere. Gândirea lui, repet, strict militară, izolată de restul, el a pierdut simțul realității. Și în acest moment, din punctul meu de vedere, vrea să intre în istorie ca unul care a întregit mama Rusie, a întregit Rusia și a reușit să o aducă la ceea ce a fost odinioară. Și comunistul din el, caghebistul din el, așa, nu îl lasă, să zic așa, să doarmă liniștit că nu-și va pune planul acesta în aplicare. Știe că are o vârstă, mulți ani înainte nu mai are. Iar în momentul ce a pornit în calea aceasta, în direcția aceasta, își va folosi toate aturile pe care le are și toate instrumentele pe care le are pentru a o pune în aplicare. E o strategie cumva gândită și cu China? Asta este o altă temere pe care o avem în zona de securitate. Pentru că dacă în momentul acesta China chiar se distanțează de această agresiune, în momentul respectiv și lasă în offside, rusul este împachetat. Dacă nu atacă Taiwanul, așa, și dacă nu încearcă să captureze Taiwanul, probabil că China înțelege pericolul în care se află la nivel global, dar lucrul acesta s-ar putea să fie destul de târziu pentru pierderile pe care le avem în zona aceasta a Ucrainei și posibil a Moldovei. Însă cred că ceea ce se va întâmpla în perioada aceasta și cred că există totuși capacități de negociere și diplomatice pe care toți din blocul vestic și din blocul nord-atlantic îl vor activa în acest moment, este să negocieze intens cu China pentru a nu se întâmpla lucrul acesta, adică de a nu bate palma pe suma, să zic așa, între Rusia și China, pentru că lucrul acesta va fi devastat. Cu Vladimir Putin nu se mai poate negocia. Nu cred că există cale de negociere în momentul acesta. Eu cred că există doar forța pumnului, ca să fiu foarte plastic. Adică eu cred că el nu crede în lacrimi, rusul nu crede în lacrimi, nu crede în suspine și în rugăminți, crede doar în forță, forță brută, pe care, din păcate, nu i-a fost arătată la timp. Și eu cred că acest limbaj a forței este singurul care ține în acest moment și trebuie activat cât mai dur, cât mai radical și cât mai vehement împotriva și ferm împotriva acestui individ care și-a pierdut mințile. A păcălit o întreagă lume, a spus luni de zile că doar face exerciții militare la granița Ucrainei. Da și nu. Să știți că au fost voci și voci. Unii care, ca și mine, de altfel, care am spus dintotdeauna că va fi extrem de dur și că își va arăta colții comuniști pe care i-are. Vedeți, americanii pe vremuri aveau, mai ales republicanii, erau foarte vehemenți și aveau, să zic așa, o abordare foarte radicală. Prieteni de-ai mei, John McCain, pe care l-am cunoscut foarte bine și mi-a fost un prieten drag, Frank Wolf, care a fost 44 de ani în Congresul American, Chris Smith, care și acum e congresman american din 82, ales din 22 ani, este și acum cel care a înființat Comisia Helsinki, și mulți alții care aveau următoarea chestiune: nu negociem cu comuniștii și cu teroriștii. Nu avem ce negocia. Adică chestia asta de, domnule, facem, nu facem, exerciții militare, hai să ne mai... Nu. Era o abordare, dacă vreți, corectă. Și cred că această abordare corectă lipsește astăzi acestui leadership slab de care vorbeam. Ca să vă dau un singur exemplu și cred că lucrul respectiv este extrem de evident. Trec puțin într-o zonă puțin teoretică, dar cred că este important ca să menționez lucrul acesta. La nivel de lume vestică, să zic așa, în urmă cu câțiva ani de zile s-a început un demers foarte serios a corectitudinii politice. Dom'le, să nu spui că ăla e așa sau că ăla e așa, sau că, da, să fii echilibrat, să nu folosești anumite cuvinte, să ai anumite fraze foarte corect spuse vis-a-vis de diverse grupuri din diverse zone și mai departe. Să nu supărăm pe nimeni. Această corectitudine politică este, dacă vreți, de sorginte mega marxistă, neomarxistă, pentru că ea nu face nimic altceva decât să niveleze un discurs.
Adică nu mai conta că iasă cineva din stânga aspectului politic, din dreapta aspectului politic, toți vorbeau același limbaj. Da? Asta are un efect unificator, nivelator și unificator al limbajului. Da? Dar aceasta creează și un leadership slab, pentru că nimeni nu iasă în evidență. Da? Când Trump a început să spună chestii, chiar dacă unele erau mai ciudate, toți s-au uitat după el și au spus, domnule, ăsta e un lider. Da? Ei, cât Trump am avut la nivel de Europa? Da? Că dacă mergi pe stradă și întrebi cine e președintele Comisiei Europene, nu știu cât o să știe cine e președintele Comisiei Europene. Da? Pentru că tu n-ai mai avut lider, toți vorbeau același limbaj, au uniformizat limbajul, au creat un leadership slab și iată că efectele le vedem acum. Când tuturor le era teamă să spună, bă, rusul e comunist, măsuri, da? Din timp. E caghebist, da? Trebuie să-l tratați ca și atare, ăsta nu știe decât de limbajul forței, nu știa limbaj. Plus că s-a discutat foarte mult, mulți ani de zile, despre cât de puternică este armata rusă și ce potențial are și vedem zilele acestea, spre exemplu, că nu a fost conform planului lui Vladimir Putin. Bun. Armata nu e acolo la nivelul la care ne așteptam noi sau ne-am fi așteptat. Aici eu am o părere puțin diferită. Vă rog. Se vorbea zilele trecute despre aproape 50% din arsenalul pe care l-a desfășurat de-a lungul graniței cu Ucraina, care deja a fost lansat în luptă. Din punctul meu de vedere a fost mult mai puțin. Deci nu știu, nu vreau să descurajez pe nimeni, dar cred că a fost undeva la 15, maxim 20% lansat în această bătălie. Așa cum am văzut acum câteva ore, un convoi de peste 60 de kilometri de tancuri se îndreaptă spre Kiev. Da? Adică nu cred că a fost tot arsenalul băgat în luptă sau 50% băgat în această bătălie. Dar a avut încredere că cu ce a trimis dar va... Dar el a crezut că va exista o sperietură a guvernului, că ăștia vor fugi rapid așa și va fi o cucerire, să zic, pașnică. Mai mult, eu cred că el a crezut că pur și simplu rușii sau rusofonii, să zic așa, din Ucraina vor spune, armata rusă a venit să ne elibereze, da, Stalin și poporul rus, știți sloganul pe care l-aveam înainte de Revoluție, libertate ne-a adus. Ei, nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și pentru că nu s-a întâmplat lucrul acesta, reacția șoc a fost că de fapt aceștia nu numai că rezistă, dar rezistă pentru că chiar vor să-și apere teritoriul, viețile și proprietățile care le au. Și rezistența aceasta cumva a șocat. Sunt două chestiuni pe care vreau să le menționez. Una, armata rusă nu este așa de bine dotată cum se vorbește în Rusia și cum prezintă ei arsenalul militar pe care îl glorifică tot timpul la tot felul de emisiuni. Pe de cealaltă parte, nici nu e neglijat. Dar nu este într-o confruntare cu un aliat cum este NATO. Da? Pentru că dacă s-ar fi pus cu NATO în momentul respectiv, erau nimiciți în termen de ore, dacă mine mă întrebați. Da? Nu existau zile, discutam despre ore aici. Și el pur și simplu se ia de copilul mic de pe stradă. Da? Adică, băi, bată-te cu noi dacă tot ai așa. Da? Nu credeți că va încerca să bată și la poarta NATO, să spun așa? Nu, deci din punctul meu de vedere el nu va merge până acolo, pentru că știe că în momentul respectiv este terminat în câteva ore. Dar ceea ce cred este că el în acest moment va încerca tot posibilul să acapareze absolut tot ce poate în sfera lui de influență care nu este sub protecția NATO.